Lemnele de foc, brichetele și peleții au început să lipsească din magazinele de specialitate după ce a intrat în vigoare plafonarea prețului. Este o reacție în lanț, spun experții din piață. Comercianții nu se mai pot aproviziona și nu mai pot vinde la aceleași costuri. Guvernul a comis o nouă gafă de proporții după ce a liberalizării prețurilor la energie. Este vorba de plafonarea prețurilor la lemnele de foc și peleți. În loc să producă efecte benefice populației, măsura a provocat o criză de proporții. La 400 de lei metrul cub nu se mai găsesc lemne decât la ocoalele silvice, dar și acolo cantitățile sunt limitate. Motivul pentru care comercianții din România nu mai au marfă este plafonarea prețului. Au achiziționat marfă la un tarif mare, iar acum sunt obligați să o vândă pe mai puțin și are și în pierdere. Situația e aceeași indiferent dacă vorbim de marile lanțuri de magazine ori de comercianții mai mici. Este o intervenție foarte brutală în piață care a bulversat mecanismul de formare a prețurilor și care ignoră orice legislație economică elementară. Nu există un preț unic care să acopere prețul de la munte, la drum autoforestier și să fie valabil și după adăugarea acestor cheltuieli reale de transport, de despicare, de paletizare și de distribuție, a explicat Cătălin Tobescu, președintele Asociației Industriei Lemnului pentru TVR. Prețul impus de stat de 400 de lei pe metru cub, cu TVA inclus, a fost stabilit de guvern pe data de 5 octombrie. Comercianții care nu respectă prețul plafonat riscă amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.